Suntem aici la Lonely Fans cu penișii voștri preferați. Și pe ecran cu alți penișii preferați. Da. Dar asta nu e opțiunea sănătoasă, să mănânci hotdogul sub forma asta? Știu că nu pare corect ce se întâmplă în poza asta. Dar nici rău n-are ce să fie. Oricum, castravetele nu prea are gust. Sunt din lumi diferite, oricum. Okay. Asta e clar. Adică e o întâlnire printre una dintre cele mai nesănătoase mâncărori și una dintre cele mai sănătoase. Dar pare o să-mi cer scuze, sunt extrem de răcit, dar pentru fani, pentru baboiași și glorie, la modul general, am venit la Lonely Fans. Pare că a fost crenvustiu mult prea lung aici și l-a mușcat. Băi, eu am crezut că e salam de la Feli, băgat acolo. Tu ai crezut că e salam Feli? Acolo, mai ales în partea aia, da. Aici, nu. L-a reglat din mușcătură? Da, da. Pare că l-a reglat din mușcătură sau l-a rupt așa, l-a rupt la vârf ca să fie mai... Mi se pare că totul este inegal, adică ori e hotdog-ul prea mare, ori e crenvustiu prea mic, adică ori e hotdog-ul prea mare... Asta e de aia filozofie, ori e hotdog-ul prea mare, ori e crenvustiu prea mic. Corect, corect, corect. Asta e bun, asta e bun de titlu. Dar e ori hotdog-ul prea mare, ori castravetele prea mic. Da, gaura nu e pe centru, nu e nimic, una e mai mare, alta e mai mică. Tu înțelegi denominația asta la castraveți, o înțelegi, nu? Adică unii sunt, știi că unii sunt castravete de nu știu care, altul castravete, știi că-s mai... Da, nu știu. E castravetele... Aoleu, ba da. Sălbatic. Da, sunt castraveții aia Milano sau nu știu cum se numesc, știi? Da. Barcelona, nu știu, sunt unii, au un nume de ăsta, fancy. Niciodată nu m-am luat după asta. Aia care arată sălbatic, așa, aia mai mari, da, știi? Da, da, exact. Aia care sunt folosiți în alte scopuri. Da? Da, păi eu așa cred. N-au cum, sunt mult prea fini așa, mult prea netezi. Am avut o discuție despre asta cu cineva și povestea despre un prieten care căuta castravetele potrivit pentru acte sexuale. E o activitate, adică mă gândesc că... După aia îți face femeia castravete shaming dacă vii cu ceva nasol. Da. Tu cu ăsta ai venit, mă? Da, exact. Păi... Nu mi-ajunge nici pe măsea. Pam, pam. De mai departe, baboiașule. Hai. Un ghiozdan umplut cu spaghetios și transparent. Super. Atât. Eu mă simt foarte inconfortabil cu poza asta. Cu poza asta? Da. E haos, a? Reprezintă haosul, nu? Da, exact. Eu nu pot... Te neliniștește? Da. Și cu ce mănânci? Mănânci direct din ghiozdan, nu? Ah, da, direct, da, nici nu... Cred că poți să iei la el cum ai platou și set de farfurii, poți să ai ghiozdan și set de borsetuțe. Și iei cu lingura din ghiozdan și pui la tovarășul tău un borset. Eu mă gândeam la penar, da, să-ți pui în penar. Exact. Pui în penar frumos, o masă pe cinste. Da. Da, de... E doable cumva pentru, știi, noi la școală când eram în liceu, mai când se purta hramul unei biserici, chestii și așa mai departe, la noi era motiv să ducem mâncare la școală, să nu facem ore și să mâncăm. Acum dacă să mă gândesc... De hramul bisericilor nu făceați ore, așa era Suceava acolo? Fentam un pic, adică aduceam mâncare și chestii și... Se făcea ore, dar prima jumătate era consumată așa cu mâncatul, că mâncam cu fiecare profesor. Acum dacă stau să mă gândesc, de ce nu mi-am pus toate în ghiozdan? Era mult mai simplu. Am înțeles. Să vin cu salata de beof în zi, în penar, să-l pun așa pe masă direct acolo, baconul să fie între feliile ăsta, între caiet, între foile de la caiet. Exact cum se dezlipește de pe țiflă. E bine că îi suge și din ulei. Da, din grăsim. E mai sănătos. Iată, da. Suntem dictandou. Suntem pe ceva aici. Pe spaghetti O's. Spaghetti O's. 20 de dolari costă. Dacă... Oh, shit, da, chiar. Dar la noi n-a ajuns asta cu spaghetti O's, nu? Nu. Avem aia cu litere. Da. Aia, da, dar spaghetti O's n-avem. Cred că mai sunt și niște ursuleți, mai sunt niște chestii. Cumva sunt fericit. Dar ce e, mă? Sunt niște spaghete în formă de litera O. Da, de obicei vin în conserve. Adică e spagheta la conservă.
Spaghetă la e mai departe, Baboiașule. Tam, pam, pam. Telling a pothead they have an addiction versus telling an alcoholic they have an addiction. Da, am observat că la oamenii care fumează, atribuie problemele altor aspecte ale vieții, niciodată nu-i de la fumat. Da, da, așa e. Iar cu alcoolicul, da, alcoolicul se simte mai vinovat. Așa mi se pare. Alcoolicii mi se par mai conștienți de sine, așa. Așa e, da, și cred că încă e chestia aia că da, e de fumat, mă pot lăsa oricând, că nu mă afectează. Fals. Păi da. Fals. Și asta cu fumatul, mai e o chestie că lumea întotdeauna când judecă efectele fumatului sau felul în care te comporți când fumezi, judecă doar momentul când ești sub influența fumatului. Da. Majoritatea oamenilor pe care știu care fumează de mult și fumează constant au niște probleme de temperament când nu fumează, de, și asta e treaba. Oricum, una peste alta, alcoolul la nivel de pericol mi se pare mai periculos. Legit. Adică adicția este mult mai nasoală, mult mai fizică. Da. E asemănătoare cu heroina, din câte am înțeles. Ca e și... nasol, da. Adică ți-e rău dacă nu bagi, foarte rău fizic. Și e singurul drog, din câte știu, de la care poți să mori în sevraj. Adică dacă, dacă ești super alcoolic și nu iei tratament, poți muri de la sevraj, din cauza corpului obișnuit să primească substanța aia. Și jumătate din toate morțile accidentale din lumea asta se întâmplă oamenilor sub influența alcoolului. Jumătate, frate. Holy shit! Da. Dacă adaugi și violență domestică și alte tipuri de violențe și așa mai departe... Da, ajungem... Într-adevăr, pothead-ul n-are. În cel mai rău caz, dacă îl super foarte rău, începe să plângă ca băiatul ăsta. Asta e maximum cât ți-ai nervează. Pe când chinezul ăla alcoolic, sunt sigur, uite cu ce față are ăla. Zici că e... cum îl chema pe ăla? Boloyang, cum îl chema pe ăla? Ăla care se bătea cu Van Damme, era nemesisul Van Damme din Sport Sângeros. Da, deci ăsta, dacă s-a îmbătat, îți dă o carată, ți-a bișat pe tine. Bă, asta e adevărat? Nu știu. Verificăm. Hai, vrei să verificăm sau mergem doar de dragul mimului? Eu cred că nu e de dragul mimului, dar ai apare să aibă în spate niște ONU, niște bannere de astea oficiale. Ia să vedem. Japan, hai să începem cu Japan. Japan Minister of Health, yeah. E un bărbat, boss. Asta este doamna. Asta este doamna, da. Deci s-a făcut manevră. Da, s-a făcut manevră. Ea bagă și Belgium Minister of Health, știi? Da. Știi despre ce e vorba? Da, da, da. Cum să nu? Ia uite. Dar cum se întâmplă treaba asta? Adică încerc să judec. E ca treaba aia cu să faci ce zice popa, nu ce face popa. Sau cu aia care, nu știu, erau hoți înainte și după aia, știi ce zic? Da, 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 da. Hackerii care devin experți în securitate, hoții care devin experți în, la, nu știu, un cuietor de ușă. Nehoție, da. În ale nehoției. Asta este o femeie care a fost foarte nesănătoasă și a devenit expertă în sănătate. Bine, nu pare. Pare că ăsta a fost punctul ei de snap, știi? Bă, o să slăbesc când o să fiu ministru sănătății. Sau o chestie de asta. Sau acum că am devenit ministru sănătății ar fi timpul, știi? Da, nu știu ce să zic, adică e ministrul sănătății și clar nu e sănătoasă. Dar ăla al Statelor Unite ia de înapoi, e trans sau care-i treaba? Nu, fără mișto. Tramvaiul sănătății? Ca să... Da! Transgender woman Rachel Levin confirmed to US Health Post. Da. Holy shit. Să fie sănătoasă, ca să zic așa. Da, Biden pick for assistant secretary, așa. Da, iată.
Bă, ok. Ok, da. Ce să zic? Ce părere ai? Bine, aia cu Japonia nu e adevărată, da? Da. Sau și-o fi schimbat și la sexul de la japonez, dar omul șamanizat, de fapt. E bărbatul ăla, de fapt, și la japonez. Eu mă gândesc doar că... Dar nu știu că... De fapt, nu, ar trebui, din moment ce ești imaginea unui minister, ar trebui să arăți cum spui, ce spui, ce promovezi. Ar trebui să pari măcar minim sănătos. Așa e, ar trebui. Ar trebui. Ar trebui, da. Dă-i mai departe. Ne-am lămurit și nu prea. Băi... Aici avem poza cu Amber Heard și este o memă cu I Can Fix Her, care face de referire evident la toți... Toată situația. Toți băieții, bărbații care au impresia că pot, da, pot ajuta oamenii cu anumite probleme, să spunem, mentale, femeile cu anumite probleme mentale. Asta e chestia cu asta, să ai impresia că poți ajuta pe cineva. De fapt, nu poți ajuta pe nimeni să facă nimic. Da. Singurul lucru pe care poți face este să susții pe cineva ca singur să-și găsească, exact, o direcție. Nu poți să compensezi tu prin normalitate nebunia lui de lângă tine. Dar am văzut că a luat-o pe alt drum cu totul. Pe ce drum? Amber Heard. Pe ce drum? S-a mutat în Spania și ditched the Hollywood. Da. Vorbește spaniolă cu accent mexican, am auzit. De unde ai auzit? Din, cine ți-a zis? De pe niște site-uri de încredere. Da, care zici, un tovarăș de sână de la Suceava. Da, bă, știi ceva? A văzut-o în Spania când a fost o trecută și s-a întâlnit cu ea și a auzit-o. Bă, vorbește un pic ciudat. Da, am înțeles că și-a luat copilul și că stă în Spania. Și oricum s-a înțeles până la urmă la 1 milion. Tu știi chestia asta? Da, nu știu. Da, am citit și eu. Că de unde erau 15 milioane trebuia să-i dea lui Johnny Depp, s-au înțeles la 1 milion. Au fost de acord să-i plătească 1 milion. Aici Johnny Depp un pic generous god, adică o cam ducea la sapă de lemn. Oricum știu că nu prea avea de unde să-i plătească banii ăștia nici cum și n-ar fi reușit. Dar nu știu, așa a făcut donația aia de care zicea? Ce donație să-și facă? I-a promis lui Johnny Depp că o să facă o donație către nu știu unde. Către asociația bărbaților care nu, adăpostul bărbaților a căror paturi au fost căcate de femei nebune. Probabil, da. Asociația bărbaților traumatizați de căcatul. ABPCU, da. A făcut la ABPCU. Asociația bărbaților cu patul căcat, așa se numește. ABPCU, ăsta e. Deci a obligat-o să facă o donație la ABPC, să doneze niște așternuturi. ABCPC? ABCPC? Societatea bărbaților. Aia e, dar cu niște, unul, da. Niște așternuturi, un odorizant ăsta. Da, să fie niște așternuturi dintre alea semi-impermeabile, știi, care să nu, de care să nu se lipească căcatul, să fie mai simplu un pic. De scupt. Eu am un tovarăș care seamănă cu ăsta, să mor eu jur, 100%, chiar acum mi-am dat seama. Hai să-i dăm mai departe. Da. Da, Amber Heard, asta, uite-te și tu, deci dacă te uiți la ei, frate, la actorii ăștia de Hollywood, în poze de astea nealterate, că asta e o poză în care nici n-au prins-o rău, n-au prins-o nici bine, da. Arată cum arată ea, de fapt. Da. N-arată ca, nu știu, jumate din fetele de la ASE. Pe bune, adică, deci dacă te duci, hai nu jumate, un sfert. Un sfert din vedere de la ASE, sigur, arată așa. Da. Pe bune. Da. Da, și jumate din băieții de la ASE arată că... Un pic distrus așa, da. New AirPods. $200. $200. Unghia aia mă liniștește. Aia vreau să zic și eu, cred că ai unghie de aia cu gel. Sunt bani pentru unghii. A crescut.
Da. Auzi, dacă lași unghia cu gel suficient de mult pe deget, se cade, cade devine singură. French la un moment dat, știi? Corect. Devine doar vârf, ajunge să fie doar vârf. Corect, corect, da. Cred că, Dan, zici că e... Vreau zic că zici că e pusă, dar chiar e pusă. Zici că nu e de pe degetul ăsta, parcă și-au pus. Ia uite ce... ce... Gălbenuși. Da, astea sunt... Eu n-am găsit niciodată într-un nou. Bine, nici n-am mâncat așa multe ouă. N-ai găsit? Mamă, era șmecheria pământului. Bine, voi sunteți și mai aproape de Cernobâl acolo, la Suceava, ce-i drept. Asta vreau să zic. Adică nici nu găseai cu unul la voi. Erau numai două, trei. Era anormal când era unul. Erau ca păstăile. De... exact. Ca păstăile erau. Mamă, deci când făceam ouă prăjite... Așa. Și spărgeam un tigaie și avea două gălbeni. Câte ouă vrei? Între 3 și 7, te rog. Depinde cum pică. Păi și mie, între 3 și 7 ouă, mamă, te rog eu, că trebuie să plec la era școală. Era zi de sărbătoare, boss, făceam poză. Ce, când se găseau mai multe? Da, era șmecherie, erau de tot. Apărea în ziar? În... Vocea Sucevei sau... Da, da, da. În, gândurile. În, stai, cu, aveam noi... cred că îl mai avem încă. Cred că Impact FM se numește și cred că avem și noi în gura humorului. Da, Suceava e Moldova sau, e sau Ardeal? E Bucovina. Bucovina? Da, da. Știi că e discuția asta ce da. E de fapt acolo. E Bucovina. Tu cu ce te identifici, Baboiași? Eu n-am nicio problemă, nu mă aprind. Poți fi și moldovean fără da, probleme. Da, fără nicio problemă, dar Suceava e Bucovina, Iași, Botoșani e Moldova. Am înțeles. Deci cam acolo suntem. Da, eu din nou n-am nicio problemă. Și Bucovina, de fapt, e de fapt amestec între Ardeal și Moldova, de fapt. Asta e, de fapt, Bucovina. Da, și nu știu, la asta nu mă pronunț. Unul n-ar zice, mă, că e din Moldova, să-mi bat pula. Dar n-am nicio problemă, boss, cu chestia asta. Nu... Și aia din Brăila, de unde ești? Din Brăila? La ce ești, brăilean? Bă! Moldovene, a? Da, lejer, nici nu punem vorbă. Hai să lăsăm AirPods-urile. Asta trebuie să mi-ai explici. Eu nu știu, e un bărbat care se bate cu un struț. Cred că e AI, pare AI. Da, e AI după degete. Și după mușchi. Eu zic că poți să bați un struț, nu? Tu ce îi zice cu struțul? Nu știu, boss, că eu sunt nasoi când dau cu picioarele. Și cu ciocul ăla. Da. E totuși nasol. Trebuie să iei spatele repede, ca la jiu-jitsu. Da, da. Trebuie să ajunge tot deasupra, așa, da. Să-l prinzi așa odată să... că și ciocul ăla, să-ți dea e un nasol. Cioc de la între ochi. Da, de exact, îți fură nasul. E nasol că îți fură nasul. Îți fură nasul. Îți fură nasul și nu mai poți lupta după aia. Mișto poze astea făcute de aiuri. O să cer și eu aiurilor să-mi facă diverse chestii. Am putea. Dar e mișto că le-au și dat greu un pic, adică se luptă, nu e pe drept, e pe stânci. Da. E mai mișto așa un pic. Nu știu de ce am impresia că e undeva la mare se întâmplă asta, știi, la noi. Da, da, pare un concurs dintre ăsta la Radio Zoo. Câștigi ăsta, bați un struț, câștigi un apartament. Crezi că e pe plaja Kiss FM da, se întâmplă asta? Da, da. Unde s-a amenajat special un loc cu pietre și noroi pe plajă. DJ Sava îți dă un apartament. Tot ce trebuie să faci este să te iei la trântă cu struțul. Reziști un minut în cușca cu struți. Acest Dacia Sandero poate fi al tău. E perfect. Așa îmi imaginez că s-a desfășurat concursul ăsta. De mai departe. Ăsta este un băiat care este toate etniile. Au combinat toate etniile într-o singură persoană, pe AI. Denis a zis o chestie interesantă, nu m-am gândit la asta, foarte, foarte inteligentă remarca lui Denis. A zis că seamănă ca primii oameni când vezi ilustrații de alea cu Neandertal. Exact, și cu... exact. Dar ceea ce are un sens, că dacă am plecat toți de la aceiași oameni, dacă da. Ne combini, cumva reconstitui cum era odată, nu? Bă, da, corect. Dar nu știu, ochii nu trebuie să fie altă culoare? Adică? Cum îi zice, căpruiul e cea mai comună culoare? Cred că da, cum beu un ochi ăsta, mă, trebuia să aibă verde, albastru, un pic de roșu, căprui negru. Da, alb în jurul. Trebuia să-i dea o culoare. Bă, dar uite, dacă îl vedeam pe stradă, ziceam că ăsta e Mowgli. Da.
Deci pistruia și nasul și rângetul ăsta, zici că e mugli, cum e ilustrat el, să-mi bapul ăla. Da. Mi-e foarte greu să nu zic ceva rasist. Asta e, tot încerc, Tudorică, zi asta. Nu, 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 asta nu e bine, zi o paie altă. Nu. Ceva cu biciclete, că cu, l-ai deci, mai văzut pe aici pe sus. Că da, că, da, că da, da. Unde e bicicleta, că din astea, chestii de-astea, dar fără să vreau. Deci mi-o țigară. Zic, cu o intenție, că n-am... Da. Numai 1200. Genul ăla de prieten care la un moment dat dispare, adică e foarte prietenos, până în momentul în care nu o să-l mai vezi niciodată, împreună cu altceva pe care nu o să-l mai vezi niciodată, care înainte ți-a aparținea ție. Și azi vorbește cu bossule. Fiecare uite, vezi? E bossule. Și zice, decât până mâine. Exact. Da. Dar e simpatic așa. Da, da. Da. Nu știu. Hai să-i dăm mai departe. 1950, we will have flying cars și... 2023. Do not eat this rapper. Dar cine... Cine mă a mâncat? Nu e, boss, nu poți să pui întrebarea asta. Deci la un moment dat, pe batoanele de ciocolată se scria a se îndepărta plasticul înainte de consum. Pentru că au existat atât de mulți oameni care au mâncat și ambalajul până la până au să mănânce ca pămâr. Da, exact. Bă, mie exact. Mi se pare că s-a ajuns fix în punctul în care, bă, mai bine să spui. Da. Bă, nu știi. Da, exact. Corect. E scris, avem loc acolo un design. Tu te-ai absolvit de orice fel de vină, tu ai zis. Ce dracu. Mai ai scris să nu și-l bagi în ochi, să nu știa că e la cur, din astea, nu știu. Da, da, se consuma doar pe cale orală. Asta. Să te întrebe bunica ta. Mama, e, vrei să-ți dau Snickers-ul ăsta cu coajă sau să te decoșesc înainte? Spală-l bine și de-mi-l așa, cum, că așa mâncam eu când era mică. Eu aș recomanda să pună la Rafaelu atenție la sâmbure. Să nu vă spargeți plombele. Da, mie mi se pare că poți să mergi la super intimidare dacă muști dintr-o banană, frate. Da. Deci dacă ești, îl vezi pe unul mâncând o banană, mușcând, eu n-am văzut pe nimeni mâncând o banană cu totul. Da, nu. Coajă de portocală, până mă știu, mai, până și mai, da, coajă de portocală și ușor. Până și maimuțele, boss, rup coaja la banană. Da. Și nu o mănânc așa. Da. Ești sub maimuțe. E sălbatic rău de tot. Tu știi că, că apropo de asta, de Do Not Eat This Rapper și din seria asta de oameni interesanți, tu știi că prin anii, mi se pare că 80 sau 90, un tip a jefuit o bancă, dat cu suc de lămâie pe față, poliția l-a prins și el a rămas foarte surprins de faptul că l-a prins poliția pentru că el știa că sucul de lămâie te face invizibil. It's a fact. E știută. Omul a rămas surprins că poliția l-a văzut pentru că el se duse pe față cu suc de lămâie și n-a înțeles cum l-a văzut lumea. Pentru că el în mintea lui era invizibil. Da. Cum a ajuns să crezi treaba asta? No, păi, știi, se spune când ești mic și nu verifici niciodată, adică păstrezi acest secret până în momentul când nu mai ai de ales. S-o fi luat după și, faza aia cu scrisul cu suc de lămâie. Și când l-au, când l-au acoperit datoriile și a ajuns la fundul sacului, a zis, va trebui să folosesc lămâia. Cunoștințele mele oculte pentru a face rău. Adu lămâia. Aveai lăsase de la tasul un de la, cum se numește ăla? Hellas. Un Hellas, exact. Avea o cutie cu Hellas. Ce sunt pregătit, a scos-o și a dat de sub pat, a scos-o dintr-o geantă de aia cu lacăt. Vai, dar cum e Hellasul ăla? Da. E un fel, în fapt e un fel de saramură de lămâie, nu? Exact, da. Da, bine, era... Eu când eram mic, țin minte că nu lipsea Hellasul din frigider. Nu. Hellasul și delicatul. Da, vai de viața mea, wow, delicat. I-au și pus un delicat, da, i-au pus un exact. Fin. Ar trebui să... Imediat o melodie să numească finuț. Dar și așa bun pui ăsta, am pus niște finuț. Ai pus niște finuț, corect. Delicat, da, delicat. Și după aia, Vegeta se mai nume. Vegeta, după aia a fost Vegeta, da. Dar nu, că e și Vegeta și delicat. Cumva cred că sunt sunt concurenți? Da,
Să ca BMW și Mercedes, așa? Da, da, exact. Vegeta și delicat. Una e Vegeta și altul e delicatul. Din punctul meu de vedere, oricum am câștigat delicatul. Că... Delicatul e locul, nu? Păi da, Vegeta. Bă, nu știu, la mine... Sună... E un personaj în Dragon Ball care se numește Vegeta. Ah, corect, de altă parte, da, nu e niciun personaj în Dragon Ball care se numește... Delicat? Delicat. Vezi? Și acum altceva. Delicat cu... Așa. Am auzit oameni, așa, care mâncau delicat pe pâine. Doamne, și tu? Dar tu zici că ești drogat. Dacă faci asta, ești drogat. E bă, drog, nu mâncam, adică... eu, nu mâncam eu, am auzit și eu. Ah, ok, ești nebun. Nu mănânci, da. te droghezi, da. Adică ești drogat și te droghezi cu chestia aia. Bă, eu nu înțeleg pe aia care își pun pe cartofi prăjiți delicat cu aia. Ah, nu. Adică următorul pas e părnaț și după aia direct în venă sau în mușchi să-ți faci. Exact. Ce faci? Niște delică, nu la masă, știi? Parcă nu-i condimentată bine mâncarea asta. Între degete, îți faci între degete. Niște delicat. Niște Vegeta. Spank me daddy, tradus în limba olandeză, este give me in a clap, papa. Nu știu dacă give me in a clap, papa. Nu știu, îți dai seama, nu știu să pronunț asta. Cum să zici așa ceva, frate? Stai că vreau să caut, dar nu mai caut. E give man clap. Sigur, așa se zice. Și e că la noi dă-mi o palmă, pula mea. Ce-i... Păi da, păi da, da, dar sună. Dar zici vezi că și în română sună rău. Stai puțin. Dă-mi o palmă, bă, sună. Tati. Dă-mi o palmă, străbune. Dă-mi o palmă, tati. Da, e nasol. Oricum, toată zona asta, toată zona asta, cum să-i zic? Discurs, cum să-i zic? De discurs sexual. Așa, discurs sexual, da. Este foarte... Da, care indică așa niște probleme cu partea paternă. Da, da, daddy, da. Daddy issues. Exact, da. E... Nu știu, I'm not that into it. Adică la mine oricum, bine, momentele alea în cazul meu poți să-mi zici oricum, poți să-mi zici, haide, dă-i drumul la Meclem, ștrumfule. Pana mea și să... Ok, adică poți să zici orice. Ai un Jerry pentru acest om? Da, fata mea, hai. Adică poți să zici orice. Erau niște replici dintre astea, dar nu merg traduse în română, că here comes the brogurt. Știi? Și tot, da, tot felul de... Dar nu poți să zici că vine iaurtul de frate. Iaurtul de tată. Da. Asta... Pleznește-mă, prostănacule. Sigur. Sigur că da. Nicio problemă. Facem ce vrei. Oh, Jesus. Da, nu știu. Nici pentru mine nu astea. Astea cu daddy? Da. Daddy themed? Nu prea. Nu prea. Dă-i mai departe. Ciorbe, subs. Până aici bine. Până aici nimerit-o, până da. Aici bine. Până aici ciorbă de burtă. Burt sup. Stai așa că nu se vede. Așa. Bine, în engleză s-ar citi burt sup. Burt sup, da. Dar burt sup mie sună bine, burt sup. Decât stomach sup, da. E mult, da, mai bine. Stomach sup. Și 8 lei? Belly. Vezi preț acolo, exact, 8 lei. 8 lei e bine la o ciorbă de burtă. Dar nici nu mai găsești niciuna sub 15 lei, 17 lei nici nu mai găsești. Cred că e de mai de mult asta. Bursup. Bursup. Dar eu de ce îmi sună bursuc? Bursup. Bursuc. Bursup. Eu... Uite bursup, bă. Îmi suna de la agravată și uite, bă, bursupul. Bursupul. Ai văzut ce bursup mare mâncați? Animal bursup. Cu animal cu litera A. Da, ia bursup, bă. Jesus. Animal cu ce? Animal cu litera A, anvelopă. Știi? Anvelopa. Anvelopa clu. Da, tot așa, da. Eu cred că, dat fiind și prețul, așa, cred că e din perioada aia de care ți-am mai zis eu când se executau puțe.
Băi, eu am rămas blocat zilele trecute, mi-am readus aminte de procuror de Guinea. Procuror de Guinea, da? Da. Și bidoni. Cea mai tare chestie spusă de un ospătar. Așa. Am un top aici. Am, e sos ketchup. Sos ketchup care se zicea la Hotel Caraiman în Brașov, era un hotel. E continuare, un hotel de 3 stele. Se mergea în grup cu mai multe familii și era celebră ospătărița cu sos ketchup și ți-oferea venea și zicea sos ketchup și spunea sos ketchup. Dar cea mai tare chestie pe care am auzit-o, eram la un festival de film și era mai multă lume la masă din mai multe țări. Și niște ospătari care vorbeau și nu vorbeau foarte bine limba engleză. Și era unul care a venit la un străin și străin a întrebat what is the soup for today sau whatever, what is the soup of the day sau ceva. Și ăla i-a zis soup chicken pui. Așa, dar dintr-o suflare, sub chicken pui. Și îți dai seama că și ăla a început prin că a auzit omul sub chicken pui. Sub chicken pui? Sub chicken pui. Sub chicken pui. Da, nu știu, noi avem o foarte mare o relație love-hate cu engleza și tot ce se întâmplă, mai ales la magazine, restaurante. Încă nu... Cum traduci, de exemplu, ciorbă de văcuță? Beefy? Beef soup. Păi nu e beef, e diminutivul de la beef. A, că e văcuță. Da. Beefy. Little beef soup. Little beef soup. Da, e văcuță. Așa ar fi. Da, mai departe. Ne-a rămurit și cu beef soup. Macaroane fără gluten. Pentru cine nu știe ce sunt acestea din poză, sunt niște dibluri. Da. Am văzut din ce în ce mai multe glume dintre astea. Cu dibluri? Nu neapărat cu dibluri, dar cât așa, cu chestia asta, cu fără gluten, fără nu știu ce. Că era și un meniu cu fără gluten, fără ou, fără lapte, fără, adică vegetariano, vegano, fără gluten, fără nimic și era gheață. Dar glutenul ăsta e atât de... E atât de rău glutenul? Am înțeles că e belit așa. Da? Eu n-am. N-ai gluten? N-am probleme cu gluten. Când ți-ai făcut analizele ultima oară? Care analize? Am înțeles. Da. Când? Mie doar, dacă nu mi-e rău, înseamnă că sunt ok. Și nu-ți faci la o anumită perioadă? La o anumită perioadă, da. Care, ce perioadă e? De perioada când te lovești în zodiacul chinezesc la 12 ani, când simt că explodează ceva în mine, atunci cam și e... Și cum? Cam cum e să analizele tale? Bă, surprinzător de bune. Ești tânăr, ai treaba. Surprinzător. Ai treaba. Da, da. Dintr-un punct încolo... Căderea e bruscă. Când se așează pe pereții stomacului, da. Pițele și alea, la un moment dat... Eu mi-am făcut recent acum, de curând. Păi, ce să zic, pentru un om de 55 de ani am niște analize impecabile, adică sunt un om de 55 de ani extrem de sănătos. Hai, nu 55, am tot coborât așa și am zis 47, dar sub, deja la 46 mă alind, adică spot-ul, nu da. Sunt de 46. Adică da. E posibil mușat să aibă analizele mai bune ca mine. E posibil. Ok. Dar Samba pula, te compara cu un om care mănâncă din gunoaie. Bă, nu din gunoaie. De pe jos, de lângă este, gunoaie, de lângă. El mănâncă în punctul ăla de decizie dacă mai păstrăm asta, știi? Da, aia, la, când faci curat în frigider. La mai păstrăm asta și răspunsul este o mănânc eu. Exact. Deci, exact, când o scoți din frigider, când faci curat și te uiți unul la altul și spui asta cu asta, asta cu ce? Cu asta ce face? Cu asta ce face, da. Cu asta ce face? Cu asta ce aia, e? Aia mi se pare, mi s-a părut întotdeauna întrebare. Pare că se ia de tine cine te întreabă, da, asta. Da. Cu asta ce faci? Pare că trebuia tu să faci ceva cu ea și n-ai făcut. Da, exact. Te pare exact că pune presiune. Exact. Păi nu facem și noi ceva cu... Ce facem cu asta? Nu știu ce da, face ce, cu asta. De ce aici? Da, cam acolo mănâncă. Dar, acolo, da, analizele mele au ieșit în felul următor. Am acidul uric mare, ceea ce înseamnă că mănânc prea multă carne.
Și când mănânci prea multă carne, apropo și de acest nou trend cu carnivore diet, sunt într-adevăr unii care pot procesa, probabil să mănânce doar carnivore. În cazul meu, eu sigur fac gută. Deci eu dacă mănânc numai carne începând de azi, în 6 luni de zile am gută fără probleme. Care e o boală forever, e pe viață. Da. Se depun niște cristale pe încheieturi. Încheieturi, da. Da. Și colesterolul e... Stai, mi se pare că nu e și de la carnea de pui și ăstea. E carnea tânără este felul în care se definește cumva. Adică vițel, cred că și puniș pui, nu cred că e grozav. A, și fructele de mare, creveții, de exemplu, te sparg la aciduri. Serios? Da, da, da. Damn. Da, dar astea sunt probleme de om de 55 de ani. N-ai tu treabă, Baboiași. 7 zile până la salariu o să-mi cumpăr alți pești pentru acvariu. Eu prima oară când am văzut asta, că era într-un thread mai lung de poze între mine și mii mari cu care vorbesc pe WhatsApp, eu nu văzusem partea de jos, știi? Văzusem doar, și era de suficient de tristă doar poza asta. Chiar dacă nu vezi partea de sus, când vezi peștișorii aia, săracii vai de capul lor, arși. Dar sunt practic hamsi. Nu cred că sunt hamsi, că sunt prea mari pentru hamsi. Cred că sunt... Oricum, la hamsi mie mi se pare, eu am următoarea suspiciune. Așa. Că sunt mai mulți pești care se băgați la hamsi. Hamsia nu cred că e un singur pește. A început ca un singur pește și după aia... E posibil să tot mai... S-a tot lărgit definiția. Mm-hmm. Să mai ciupească la... E ca pechinezi. Știi, când zici pechinezi, nu știi exact despre ce vorbești. Orice e, da. Poate să... Adică, atât timp când nu depășești o anumită dimensiune și e cam în același paletar de culoare... Ești pe acolo cu pechinez. Da. Așa și cu hamsiile. Cred că se acceptă mai mult. Adică, cred că și carașii mai mici, da? Plăticile, dacă sunt mai înguste, intră și ele. Ăia mici care se prind în plasă când se prind crabi și ăia sunt, da. Da, cred că ți-am zis. Și asumă cineva niște libertăți cu hamsiile. Aici este o povață de la Sfântul Thomas Aquinas. Da. O să o traduc în timp real, ca să zic așa, din ce citesc în engleză. Din moment ce hot dogii sunt în principiu carne piure, carne tocată, cum se numește, stuffed. Umplut. Umplut, da. Care umplu un intestin de animal. Un hot dog nu se oprește din a fi un hot dog după ce îl mănânci. Noi devenim noul hot dog. Noua carcasă. Noua carcasă. De hot dog. Da. Și asta ne face și pe noi, la rândul nostru, hot dogi. Hot dogi. E cumva, am început cu hot dogi, continuăm pe hot dogi, da. Se leagă treburile. E un om înțelept, Thomas Aquinas. Un om înțelept cu un point of view foarte corect. Nici nu știam că există hot dogi pe vremea aia. Da, chiar. Când a fost hot dogul? Ia stai așa un pic. Acum chiar sunt... Trebuie acum să fie, eu uite, hai să facem o estimare, eu zic 1890. 1860. 1920. Ai verificat? Hot dog. When... A, nu, stai așa, că sunt pe toate. Hot dog. Păi, dar nu se găsești, că nu e... N-ai căutat Freddie Mercury, ai căutat hot dog, crezi că să zică când s-a născut hot dog-ul. Inventat în anul 1847. 47? Da. 1847. Am fost undeva ai la fost mai aproape. Ai fost tu mai aproape. Da, trebuia să fie cumva după industrializare, că bănuiesc că înainte nu aveau mijloacele să producă masă și să... Uh-huh. Ok. Bă, e printre cele mai panorame mâncăruri, adică... Și desigur că te gândi vreodată că nu are niciun motiv pentru care să arate așa? Adică... Fii atent aici. Așa. Ar putea să-l facă foarte bine rotund. Și tot aia ar fi, pentru că e carne tocată, boss. Doar că te-ai obișnuit, ar putea să-l facă să arate ca un măr. Ai putea un hot dog să-l faci să... A, dar intestinul de animal. E lung. Ce anume? Intestinul e lung, deci... A, e pe dimensiunea intestinului, da. Da. Și oricum mă gândesc că s-a luat de la cârnați. Asta dacă e îmbăgat în ăsta natural, dacă nu e sintetic. Corect. Auzi, mă, coai. Zi. Putea să fie în formă de măr, atât am putut, mă, să mor eu, nu pătrat, nu cub, nu... Putea să fie măr.
Să fie mărul cărnos. Ai putea inventa și niște banane hotdog. Asta chiar ar fi plauzibil. Și stai așa, că ar fi hotdogul să-l ar mănânci. Ar fi plauzibil. Ar fi hotdog to go. Ar fi super foarte, tare. Foarte bun. Da. Foarte tare. Ar fi foarte la, bun, clar. La austrieci există, poți să cumperi ambalat. Mm-hmm. Hot dog, adică un fel de hot dog, pâine, un fel de covridog de ăsta, okay, sintetic. A, super. La ambalaj. Ce are gust, da, are gust de Lego. A la ce mă aștept să aibă gust, de, da, da. De cum se numeau, mă, roboții aia cu care a nebulit toată lumea de la Lego. Cum se numeau? Wow, Ninjago. Nu Ninjago, mă, aia care veneau la cutiile alea. Mamă, dar știi nu la ce, mai știu, dar știu, că dar și nu pe mai internet știu. Sunt super cunoscute alea. Cum se numeau, mă? Denis, tu știi la ce mă refer? Lego Robots. Mamă, nu pot să cred, îți dai seama că acum e cineva care urlă la monitor. Dar cred că sunt așa de vechi încât nu mai sunt. Ia dă-i mai sus la images. Dă-i mai jos. Dar știi de ce nu găsești Lego Robots? Nu găsești Lego Robots pentru că aia se numesc într-un fel anume. Aia e problema. Mm-hmm. Și trebuie să cauți. Cum dracu se numesc? Nu. Ia caută. Lego... Nu. Lego Robots in a can. Sunt foarte curios să văd ce o să... Da, nu e. Nu. Trebuie să-i cauți exact după numele ăla. O să ne lase cineva numele, probabil. Da. Sunt convins. E posibil să-mi aduc și o aminte. Cineva care... Să vă zic o chestie. Ia. Yeah. Ați văzut cum vor să implementeze Google-ul AI? Cum? Bă, de exemplu, eu când eram mai mic, râdeam de taică-mi eu că mă punea să caut pe Google... Ce roată să-mi cumpăr dacă, nu știu, ce șansă, bă, Google nu funcționează chiar așa, nu poți să-l întrebi tu ce-a făcut Mirela de la etajul 2 ieri de mâncare, știi, că nu o să știe. Ei bine, acum poți! Da, mă, frate, cu AI-ul, gen, poți să-l întrebi chestii de-astea mega specifice legate de, bă, dacă am mașina asta și vreau să-mi iau din ăla, tu ce părere îmi dai, știi? Și mi se pare atât de wow cum noi ne contraziceam pe toată chestia asta și acum efectiv o să se poată. Păi asta poți face deja cu cea de GPT, boss. Păi da, dar asta o să fie în Google, dă-ți seama, o să aibă o sursă mai mare de... Da. Nu știu, oricum mi se pare cea GPT-ul ăla că e deja îți dă treaba asta, adică... Da, mai mult sau mai puțin cam... Mai dă kicks din când în când. Adică poți să-i dai să-ți compare, de exemplu, mașini, să-ți dea... Asta da, clar. Să-ți dea sfaturi pentru construcții. Uh-huh. Poți să-i dai niște chestii foarte specifice. Da. De mai departe. Dar cum am ajuns de la hotdogi la... Nu știu. Ai... Dar ești tu aia când căutăm și nu găsim. Te rog. Așa. Why don't you like... Why don't you like sleeping at grandma's house? Băi... Grandma's house. Jesus. Băi, eu aveam o grandma, aveam două grandma. Așa. Acum am o singură grandma, pentru că cealaltă grandma... Timpul... Puteți... Da. Puteți presupune și voi aveți dreptate. Da. Și la una dintre grandma avea un... zi... Un șandalier îmi vine în cap, ce cretiță. Dar nu candelabru. Vreau, refuz să zic că aveam un șandalier. Aveam, candelabru. Hai să zicem așa. Dar nu era un candelabru, era, da, să zicem, cum se numește? Șandalier. Un șandalier de ăsta. Așa. Cum era la imitație de cristal, multă lume avea în casă. Multă lume. Și când se lăsa întunericul, lumina stradală proiecta o umbră. Oh. Care arăta ca unul dintre boșii de la jocul Contra. Deci, da. Unde era un fel de squid monster de ăsta. Uh-huh. Și mă panica teribil. Mă panica, deci mă speriam. Mă speriam, mi-era frică să dorm acolo. Bă, da, eu poza asta i-am dat share pe Insta acum vreo 2 ani de zile, n-am să vă mint. Dar avea și niște comentarii bune, mă. Zicea la un moment dat un comentarii că bunica mea avea atât de multe poze cu, nu poze, atâtea icoane cu Iisus în casă încât până la 5 ani cu scrie un unghi al nostru care nu mai vine. E un unghi care mergea să facă plajă.
Sau să stea... Băi, la bunica mea... Era un unghi foarte fix care făcea tot timpul... Era ilustrat în poziții de aerobic. La bunica mea, unde dormeam eu cel puțin, nu era așa de nasol, atât că păstrase toate jucăriile lui maică mea. Așa. Și era un pic... Era unele de alea mai narului, așa. Ursulezi dintre aia, așa, de pluș, care nu... De la cum am trimis eu, de acum când am fost plecat din țară, de la care se uită. Exact, exact. Și o păpușă pe care... De aia cu privire psihotică. Dar n-au zis, nimeni nu s-a prins, mă, de jucăriile alea, bă, dar arată cam psihotic. Că făceau ochii, știi cum îl făceau ochii? Făceau ochii cu, efectiv, alb de jur împrejur și o pupilă de aia mare, dilatată, așa. Da. Da, și era un pic ciudat din punctul ăsta. A, și mai era o păpușă lui maică mea. Așa. Mai stiu cu ochii, va? Nu. Așa. De maică mea? Nu, păpușă. Nu știu. Și care era aparent desenată de mine când eram mic. Și după aia s-a dat comandă? Ce? Ai desenat-o și după aia a devenit reală? Cum? Nu. Am desenat-o eu. A apărut brusc sub o piesă de mobilier. Cum s-a manifestat în realitate după ce ai desenat-o? Nu, boss. Era o păpușă, o reală păpușă pe care am desenat-o eu pe față. Pe fața păpușii. Așa, și ce ai făcut pe față? Așa. A făcut o 6ix9ine. Da, un fel de... Și după aia când am mai crescut, mi-am dat seama că eu tânăr, cred că am vrut să mă speriu pe eu mai... Am vrut să mă speriu pe tine. mai... Un pic mai cu mai mulți ani. Am înțeles. Pentru că eu nu-mi imaginez cum am putut să desenez așa ceva. Era oribil. Dar cu Dumnezeu dintre așa pe pereți nu... N-ai avut. Nu, n-a fost nimic. Dar care a fost, ți-a fost frică de întuneric când erai copil? Da. Și care a fost, eu nu-mi amintesc momentul ăla de declic când nu mi-a mai fost frică de întuneric. Nu știu când s-a întâmplat, cândva s-a întâmplat. A, nu, zic... Mai sunt oameni și acum cărora le e frică, mai ales fete. Am observat, adică e o chestie, nu vreau să fiu misogin sau sexist, dar am văzut că mai degrabă la fete e treaba asta. Sunt fete care le în continuare teamă de întuneric, chiar și la o vârstă mai înaintată, să zic așa. N-am avut, stai, mie mi-era frică din întuneric că credeam că sunt fantome în întuneric. Am înțeles. Că mă uitasem la Discovery o foarte lungă perioadă de timp, la Hunt. Știi emisiunea? La prostia aia. Mamă, ce am spart emisiunea aia. Fai, a, și tu mic credeai că e pe bune. Da, e normal. Credeam că sunt toți aia de acolo, sunt aici în fața mea, dacă sting lumina. Și declicul s-a întâmplat când mi-am dat seama că, bă, nu, e un căcat în pula. Nu-s fantă, bă. Tot făcut pe... Și când mi-am dat seama, când au venit sezoanele la noi și erau toate făcute pe calculator, erau oribile, zici că erau Five Nights at Freddy's. Și mi-am dat seama că da, nu, n-are. Iese filmul, ai văzut? Am văzut. Și arată destul de bine așa ca imagine. Da, sper să și fie ca lumea. Tu te-ai jucat? M-am jucat. Și bur? Bă... Cateringa așa. E Cateringa că e cu jumpscare-uri, da, nu e ceva. E cu jumpscare-uri și bănuiesc că e ceva gen horror comedy așa, nu? Un fel de, da, am aproximativ, înțeles. Da. Dar e, oricum, na, se bazează pe jumpscare-uri. Ar fi drăguț să nu fie și filmul neapărat pe jumpscare-ul ca să nu fie de proastă calitate, dar mă rog. La mulți ani, Laurent. Dar de ce a lăsat doar D-ul ăla la mijloc? Aici. Ce-a vrut să fie asta? Asta e o întrebare foarte bună. Că Dunhill aici scrie. Poate îi place litera D. Îi plac țigările Dunhill și litera D. De la Dunhill, practic. A făcut 27. Bă, da. Mi-ar plăcea să zic că se ține bine, dar... Nu prea, adică se vede că e fumător, că nu prea... Dar îți dai seama cât de mult trebuie să fumezi sau cât de mult trebuie să-ți placă un brand de țigări ca propria ta familie, să zic că știi ce i-ar plăcea foarte mult? Un tort Dunhill. Bă, dar e mai îngrijorător că i-au pus poza fix acolo unde se pune cu că mori, că faci cancer. Da, cu tumorile, cu dinții scoși afară. Faci, dacă fumezi mai mult, te faci Laurent. Asta e riscul.
Da. Sunt niște țigări și în colț, vezi? Da, eu da. Da, păi și aia de sus e brichetă, sper că ați văzut, da? Ăla e cu, da, mă, uite, e un bic. Holy shit. Acum am văzut. Shit. E brichetă, boss. Wow. A, știi ce ar fi mișto? Să fie tortul, să fie cu țigări înăuntru. Să fie așa ca o lasagna. Un strat de foiță, un strat de tutun, un strat de foiță, un strat de tutun. Și deasupra filtre. Da, și mănânci doar crema de deasupra. Și după aia țigările le fumezi. Bă, dar ce e acolo albastru în stânga, jos? E o dungă albastră, așa. Asta, nu? Da. Da, din ce morți lui e făcut tortul ăla? Că pare că are reflex în el. Din Dunhill. Mi se pare că nu ești demn să participi la societatea umană dacă stingi țigara în prăjituri, boss. Ai mai văzut chestia? Nu știu, am asistat la niște chestii la un moment dat la treaba asta. Că să fumeze numai scrumieră și să o stingi lângă o prăjitură sau lângă mâncare. Mi se pare horrible. Oribil, da. Oribil. De mai departe. Foarte tare mă bucur că n-am. Așa. Sau în mâncare. În mâncare, da, am mai văzut. În mâncare, ce-i drept, am mai mult. Am văzut amândoi Baboiași. Ah, da, corect. Se gustă maxim 2 măsline. Bă, s-a dat buful la măsline din moment ce s-a pus așa un anunț. 2 mi se pare ok. 2 mi se pare de bun simț. Dacă nu-ți dai seama din 2, e o problemă la tine. Da, da. Eu știu pe cineva care a trecut prin celebra piață Dorobanți din București. Așa. În perioada când cireșile, știm cu toții, costă, nu știu, 200 de lei kilo. Exact. Și a luat 2 cireșe și a cerut 10 lei. A gustat, avea shit. Da. Alea și i-a cerut 10 lei, frate. Bă. Ok. Maxim 2 măsline. Ți-ți plac măslinele? Da. Toate? Că măslinele sunt de foarte multe feluri, gusturi. Sunt alea amare, alea... Am prins niște măsline de la verzi. Așa. Bă, știi ce avea un loc de ardei în ele? Alune? Lămâie, mă, coaie. Lămâie? Bă. Da, alea nu-mi plac. Bă, sunt oribile, mă. Cine dracu să alea cu arahide înăuntru, cu diverse forme. Așa. De arahide, alea-s bune, dar nu, că păi, dar frate, nu bagă dacă alune. Scoți sâmburele și bagi arahide, te-ai pișa pe ea, e la fel. Păi nu. Păi nu, dar ba da. Că arahide poți să mănânci. De îi bagă, nu-i bagă. Îi bagă nu alune, altceva. Nu mai știu, nu știu. Ce se bagă. Nu știu. De mai departe. Merge așa bine subiectul ăsta de viitorul. Mie mi se pare ăsta un standard de civilizație foarte, foarte înalt. Uh-huh. Adică mi se pare că așa ar trebui să se servească murăturile. E un pic, da, e pickle inclusiv. E pickle inclusiv. Murăturile sunt mâncate diferit de oameni diferiți. Unii preferă să muște din murătura întreagă, alții Corect. Preferă bucățele mai mici, mai mari. Asta mi se pare... Cu model, fără model. Da, asta mi se pare o idee bună. Adică la mese festive, dacă nu faci asta, ești țăran, gata, de acum încolo. S-a stabilit asta? Eu așa zic. Eu pot să-mi imaginez doar ăsta care mușcă... Mamă, deci, în primul rând, murătura asta întreagă e sigur goală pe dinăuntru și plină cu zeamă. Da, și știi? Scurge pe bărbie. Exact, și faci de alea. Când e prima gură, știi? Și după aia... Ești sărat pe aici, pe barbă. Exact, și pe buze. Și faină, deci, de ce sunt sărat pe barbă? A curs murătura aia, da. Câteodată și sare. A poți să fii și acru, că depinde dacă e noțet sau nu saramură. Tu pe care variantă mergi? Saramură. Eu merg pe ăia mici noțet, ăia mare saramură. Cornișon, cum? Cornișon, da, boss. Foarte bun. Cornișon. Extraordinar, da. Dă-i mai departe. Da. Ia să vedem. Can a bold 5'10 average looking 20... Mamă, 27 year old... Go kart track supervisor, holy shit! Get a 19 year old alt... Bă, m-a depășit și m-a sărit complet toată chestia asta cu alt... Alternativ. Girls.
Nu, asta înseamnă nu alternativ? Mă gândesc, dar nu înțeleg. Eagles. Mi se pare că femeile alternative sunt bărbați. Adică asta e alternativa. Da. Adică care e alternativa de la femei? Alt, GF, EGF, E-girl, E-boy, E... Cannibold, no. E răspunsul. Da, no. Eu nu... Asta cu chelia mi se pare și mai... nasol evaluată și mai bine evaluată. În ce sens? Pare așa pare foarte tragic cumva, doar că oamenii cu chirie pe care știu eu se descurcă foarte bine. O, da, bine. Mie mi se pare că dacă te ajuți de chelie, poți să arăți foarte bine. Da, mie mi se pare că cei cu chelie în medie se descurcă mai bine din punct de vedere social decât aia cu păr. Pentru că dacă ai chelie, nu mai poți să te bazezi pe păr. Trebuie să-i dai înainte cu chelia. Trebuie să-i dai înainte cu chelia. Da, și dezamăgi să-i dai cu... Are sens un pic, da, cumva, dacă calitate, sunt răcit, de-aia nu, e, dacă... nu merge grozav emisiunea, sunt răcit. Zici că toată baza lui era în părmă, să-mi bag. Da. Zi, te rog. După cum observi tu, nici pe creier nu prea te bazezi, adică nici pe ce e sub chelie. Îi dau înainte, Ia dă mai departe. Hai. Extraordinar. Deci, stai. Ce s-a pus greșit? Pisoarul sau pereții? Dă înapoi. Ușa. Vreau să văd, e până sus? Ah, deci clar e, aia, cabina e, da. E la pisoar. Ce s-a pus greșit aici? Bă, eu aș tinde să cred că acolo au vrut să facă duș. Așa. Și au zis nouă. Au vrut să facă un duș și le-a ieșit un pisoar. Păi și nu, un WC. Au fost pisoarul după, că era locul gol, dar zic că acolo vreau să facă duș. Ia zi, stai că vine Gicu repede, zi. Vreau să facă și un mega imaj mai aici, în colț. Să mor dacă n-avea loc de un open go aici, în colț. Eu de câte ori văd de-asta, eu tot timpul mă gândesc, bă, ce bine ar fi și un mega imaj acolo. Vrei ceva de la mega? Că mă duc la baie. Vrei ceva de la mega, că mă duc la baie. Asta e mișto. Domnule, noi am încercat să facem WC-ul turcesc, dar a ieșit un mega imaj. Așa cu aia care au făcut restaurant de ilegal în parc. Doamne, noi aici am vrut să facem o latrină, ne-a ieșit restaurant Costea Michelin. Exact. Se întâmplă. Dă-i mai departe. Ia. Yeah. Du-te să mănânci, poftă mare. I wish I could eat some pizza. They'd never let us eat pizza in school. Did someone say pizza? Mamă, cum arată. Da. Asta e pizza, i-au cerut să facă pizza cu nuggets. Bă, da. Hai că zic. Zi. Putem să vorbim, poți, dar e mai încet, că durează oricum destul de... Ia uite cum fierb toate. Bă, la cât e de avansată tehnologia? Eu uite ce brig de spate. Mamă, să-mi bag la cum arată. S-au rupt, mamă, aia mai deodată. Mamă, cum arată, Jesus. Ia uite, fac five, cum joacă aia, 5D chess, aia fac breakdance în toate dimensiunile. Ia uite, peste tot. Da. La guri nu știi exact. La guri, da, nu, n-am înțeles, dar până la guri. Bă, la ce... Da, nu, devine din ce în ce mai tulburător. Dar la cât e de avansată tehnologia, ai crede că știe măcar o pizza cum arată. Și nu mai înțelege dintr-un punct încolo unde începe fața omul, și mâncarea, unde începe, da, omul. Da, s-a dus. Dar nu că e și cu un concept în spate, cu niște extraterestri care nu știu ce fac, pizza aliens, ia uite. Mamă. Deci că e făcut de John Carpenter, să mor eu. Gata, dă-i mai departe. Ne-a lămurit și cu oaiu. Stai că mai avem una, oricum. Mai avem, da. Asta arată mai... Nu, n-arată. Asta i-au dat o campanie întreagă. Că asta stai la cu extraterestri. Burger Blast. Vocea sună la South Park. Păi probabil că da, se... Ia uite. La un moment dat gura. Ce se mănâncă acolo? O bucată de buză cu french fries.
Da, și vin extraterestri cu burgeri. Și pălării. Astfel, bă, ok, poate asta, acum mi-a venit asta, poate el dă rateuri pe chestii reale, dar ia uitați-vă puțin la asta. Uite cât de bine arată chestia asta. În ce sens? Bă, ăsta e începutul declinului. Poți să începi să faci desene animate generate de aici, să le dai copiilor, oricum sunt toate prăjelile acolo. Da. Da, nu știu să zic, mie mi-arată doar că suntem încă foarte la început. Și primești pălărie. La final, eu a decis că e și o campanie să-ți dea pălărie de asta dacă, dacă cumperi repede. Treci nivelul, da. Nu? Am înțeles, mamă, dar deja sunt supărat deja. While... Uite, primești pălărie. Uh-huh. În limita stocurilor. Așa era naveta. Ia uite, că norii sunt drăguți. Burger Blast. Ok. Așa, asta nu o să-l dăm, că sigur ne luăm copyright. Da. Eu nu știam că există Doug Pitt. Nu, nu știam nici eu că... Este fratele lui Brad Pare Pitt. Pare că este... a luat Brad Pitt totul și doar există acest Doug Pitt. Nu. Mie mi se pare inventată treaba asta, nu știu. Pare ceva ciudat. Eu zic că e deepfake. Da, n-are cum, n-are cum. Doug Pitt. E într-o emisiune radio, filmată. Mm. Dar oricum seamănă. Bă, de semăna seamănă, seamănă bine, rău de tot, adică... Ia stai așa că l-arată și, l-arată și acasă după aia, sau, nu, unde era? L-am căutat, a, uite! Uite, dar nu pare același om, nu e același om. Nu e același om? Tudor nu e același om. Acesta nu este Doug Pitt. Asta nu e Doug Pitt? Acesta este, cred că... Ia. Cred că e domnul ăsta. Crezi că au inventat asta cu Doug Pitt pentru radio? Adică l-au găsit pe unul care seamănă cât de cât cu Brad Pitt? Au intrat pe grupurile alea de oameni care seamănă și... Da, nu știu ce să zic. Are ea. Brad Pitt. A, cauți așa, cauți invers. Că dacă căutai Doug Pitt, probabil că-ți dădea... Da, nu seamănă ăsta de aici. Ia, stai așa, nu. Ăsta e... Asta e. Dar nu seamănă cu ăsta. Sau? Doug Pitt. Pitt. Da, mă, el e. Doug Pitt, îți dai seama că înseamnă groapă săpată? Dacă pronunți așa, dacă, da, da. Doug Pitt, asta înseamnă? Băi, nu știu să zic. Dar pe el îl chema Brad Pitt. Pe Brad Pitt îl cheamă Brad Pitt. Brad Pitt, ia scrie Brad Pitt real name. Stai un pic, că și asta e o problemă. Brad Pitt... Dar dai scrie real name, ia să vedem. Păi este... Real name. A, așa îl cheamă, da, în cazul lui așa îl cheamă. William Bradley Pitt. Ok. Da. De ce n-a ales Will Pitt? Will Pitt? Ce înseamnă? Păi de la William, gen. Are mai mult sens Brad Pitt. A, de ce Will Pitt? Will Pitt, Brad Pitt. Brad Pitt, Will Pitt. Sună bine, oricum sună bine. Da. Ce e asta? Băi, frate, asta este un clip cu ce s-a întâmplat când s-a închis serverul de China de la World of Warcraft. Uh-huh. Închizându-se serverul, asta înseamnă că toate caracterele, ca să folosim conturile... termenul ăsta, personajele, conturile, toate se închideau și dispăreau toți aia de pe serverul chinezesc. Și practic 7000 de... Și a fost super trist, deci a plâns lumea și s-au strâns aici, nu o să dăm imaginea în mișcare. Da. Ăștia sunt cu mounturile. Uh-huh. Și s-au strâns toți într-un singur loc și au făcut un fel de... Mamă, foc de artificii sărbătoare. Eu nu pot să mă gândesc decât tu îți dai seama ce frame-uri au avut toți aici. Băi, culmea e că aici? Clipul ăsta... Este, se mișcă foarte bine, de fapt, dacă te uiți. Mm-hmm. Deci n-au avut chiar așa multe frame-uri. Și, bine, aia de acasă, nu știu de cine e, din ce perspectivă e luată asta. Eu mă gândesc că aia de acasă, cel puțin, cred că au avut 15 PS-uri. Dar e unul în comentarii care povestește închiderea serverului ăstuia, efectiv ca și când venea sfârșitul lumii, a zis că
avea un druid, nu știu cum, și s-a dus în locul de unde, unde se întâlneau druizii ca să facă, nu știu ce căcat, nu știu, lângă un lac. Și l-a pus personajul să se culce cumva și deci era, bă, deci era chiar emoționant, deci era o poveste emoționantă despre cum se își pregătea el personajul pentru această apocalipsă și pentru somnul cel de veci, să mor eu, frate. Dar de ce s-au închis serverele? Care e? Probabil că nu s-a mai înțeles Blizzard-ul cu China, îți dai seama. Da. Aiurea. Da, bă, s-au făcut chinezii unul al lor, au dat drumul la WoW chinezesc. La Chou. Chou, da, Chou. Eu pot să-mi imaginez și empatizez și știu prin ce au trecut respectivii, pentru că cu tristețe mă duc aminte când s-a închis NFS World și ne-am adunat toți acolo. Am stat la artificii, am mai dat 2-3 liniuțe și după aia s-a închis serverul și n-a mai fost niciodată în FS World. Deci, a fost trist? Foarte trist. Ai plâns? Fai de viață. Câți ani aveai? Mamă, stai, chiar eram micuț oricum. Cred că eram, nu știu dacă eram neapărat în liceu, cred că eram un pic mai. Nu mai știu exact. Dar știu că avusesem o mașină super șmecher, un Porsche super, super, super șmecher. Și îl aveam, gen, nu știu, de foarte puțină vreme. Abia începusem să câștig și o cursă, să astea. Bine, la final, ce drept, au și fost foarte mulți hackeri. Au fost foarte mulți hackeri, da, mă rog. Apropo de jocuri de astea online, mi-am luat și eu pe Switch. Așa. Mi-am luat Mortal Kombat, frate. M-am jucat când eram mic. Bine, știu mult mai bine Street Fighter decât Mortal Kombat, asta clar. Deci la Mortal Kombat sunt slab, ca să zic așa, dar nu contează. Și mi-a făcut, nu știu, un fel de placement match-uri cu IU. Da. Și după aia m-a pus să joc cu unul care avea 7000 de victorii și 1000 de înfrângeri, boss. Și nebun la cap. Mă gândeam și mă gândeam, bă, nu mai joacă nimeni jocul ăla, sunt doar eu cu ăla. Adică, cum s-a gândit, boss, că da, știu cu cine îl punem pe Tudorin când se joace primul meci. Cu Matei din Franța, care are care a jucat 8000 de jocuri până acum, pe contul ăla doar. Fucking Christ. De mai departe. Da, hai că gata, suntem aici. Așa. Așa. Hai să, o să vedem mai întâi clipul și după aia vorbim. Așa, mă rog, el se aruncă și avionul se prăbușește. Bam! Așa. Bă, da, la pușcărie. Deci sunt total de acord. Da. La pușcărie. A stat câțiva ani, și a tot ținut-o pe asta că nu, că n-a fost intenționat, că nu știu ce, și până la urmă s-a dovedit faptul că a fost intenționat. A recunoscut el singur până la urmă. Și da, urmează să primească 20 de ani de pușcărie. Bă, asta mi se pare, hai că, nu știu, mi se pare excesiv totuși. 20 de ani așa, ți se par mulți? Băi, depinde la ce te încadrează, aia e problema, că treaba cu legile e în felul următor. Ele sunt făcute pe eșantioane mari. Uh-huh. Adică fiecare, să spunem, ilegalitate e gândită să aibă un efect pozitiv asupra societății prin faptul că în majoritatea cazurilor va funcționa cum trebuie și luând în considerare și pe aia pe care îi condamn pe nedrept, poate pe chestia aia, sau pe aia care îi încadrezi de la altceva, ajung încadrați. Și la asta, nu știu, cred că poți să o pui, nu știu, la siguranță națională poți să o bagi. Adică problema e că, cred că problema la asta este efectiv încadrarea, că nu poți să-l condamne că e cretin. Adică să-ți iei 4 ani că ai fost prost. Pentru ce ești aici? Că sunt foarte prost, boss. Da, exact. Extrem, extrem de prost. Exact. Nu, și așa că trebuie să-l bage la ceva. Și ceva ăla, bănesc, dacă dai cu avioane, să spunem, unde vrei, da, și faci accidente voite de avion, probabil că încadrarea e foarte nasoală. Uh-huh. Adică e la fel de nasoală ca unii care ar face fapte mult mai nasoale ca el. Adică gen terorism, acte de astea, anti-stat, anti, nu știu, ceva gen asta. Bine, oricum poți să mai găsească, adică a distrus și natura pe acolo, fauna, exact, posibilele animale care erau acolo, cine știe, elicopterul ăla, ăsta, avionul ăla, nu știu mai departe să-mi fac, dacă lua foc oricum era...
Da. Pușcărie pe viață, direct. Da, nu știu. E... Why, stai că era o întrebare. De ce a făcut asta? Adică putea... Viewuri. Viewuri, dar... Da, nu știu, mă rog, mă depășește. Ia uite, boss. Ia uite, boss, regii junglei. Ăștia sunt regii junglei. Ia uite, au venit băieții frumos, au evacuat zona. Wow. Ăștia sunt boss, regii junglei. Stai, șeful, că plecăm acum. Dar ce am făcut șeful? N-am făcut nimic, n-am făcut nimic. Stai că plecăm, șeful. Ia uite cum... Eu vreau să fiu de acum zodia rinocer, nu vreau să mai fiu zodia leu. Da, singura treabă că sunt vegetarieni ăștia. Da, 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 sunt vegetarieni. Așa și hipopotamii se pișă pe ei, da, adică... Da, da, când se enervează rinocerul e... Băi, asta cu regele junglei leu, asta oricum e, da, da, relativă. E relativă, da, corect. De exemplu, am avut o chestie interesantă, știi că eu sunt cu informații zoologice din când în când. Da. Hiena... mănâncă mai multe animale vii decât mortăciune, decât leu. Leu mănâncă mai multă mortăciune. Deci, deci mâncare fresh, hiena mănâncă 70 cu 30 și la leu e invers, e 40 vie, 60 mortăciune. Holy shit. Da, hienele de fapt sunt cele mai eficiente animale de savană, de vânătoare. Ok, nice. Sunt supraevaluați leii ăștia? Da. Sunt, nu? Sunt. Boss, ăștia sunt mâncați de coaie, de femeile ca să se fută. Dă o morție de treabă, n-ai cum. Da. N-ai cum, nu, nu există. Sunt pussies. Direct pussies. Zici? Da. Zici că e supraevaluat leu? Da, clar. Nici nu există. Hai să mergem. E cocalarul junglei, de fapt? Că e, așa arată, e împopoțonat, e nu știu ce, dar dacă îl iei mai tare, gata. Vine rinocerul ăla... Da, am putea spune că e cocalarul junglei. Mănâncă pui unii la alții, știi, nu? Că fac tot felul, da, da, fel de nasoale. Nasoale. Fel de nasoale, da, 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 da. Și efectiv, leu mascul, în afară de vânătoare, dar nu știu cât vânează leu mascul. Că în general vânează femelele. Femelele, da, true. E un bulangiu, este... Efectiv, da, da, da. E, e un șomer care este stă și doarme. Întreținut, e un întreținut. Exact. E un întreținut, da. Și până și să fută, trebuie agitat ca să fută, exact. Că nici asta nu prea... Nu are nu, chef. Nu prea îi trebuie așa. Da. Da, nu știu, e supraevaluat, clar. Mai dă-i pula aici pe lei, până la urmă, exact. Da. Exact. Uite-l, mă, mâncați-aș gura ta. Mamă, dar e total pregătit. Dar asta are și el, e showman. Bă, ăsta l-a trimis de mine, nu? Da. Bă, am râs să mă piși pe mine, mă. Uite-te cât de... Bă, uite-te ce vibe are omul. Bă, e show. Bă, uite-te la el, mă. Ia uite, bam. A plecat. Dar omul e profesionist, frate. Clar, boss, despre ce vorbim. A pus camera pe el așa. Normal, normal. Pe ăsta de să-l semnăm la Happy Fish neapărat. Da, trebuie chemat al patrulea invitat în lege. Are, mi se pare mie, sau are ceva efeminat? Un pic, da. Oricum nu poți să dansezi așa la comandă camera. Dacă n-ai ceva efeminat. Asta vreau zic. Un bărbat nu poate. Da. Da, 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 da. Un bărbat, mă refer la foarte are ceva, nu? Mm-hmm, da. A comentat cineva că e îmbrăcat cu toate anotimpurile. Da. Mi-a plăcut. E un număr extraordinar. Ăsta merita să câștige românul tale, nu copilul ăla. Am spus-o. Mamă, am auzit și eu cu copilul ăla, n-am apucat să văd. N-ai apucat? Lasă, am înțeles că niște poezii de-astea patriotice. Auriste, da, da. Pe da. Bune. Da, 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 da. Cățești curat. A bifat exact ce trebuie, da. Da. Cu acestea fiind spuse... Asta a fost? Asta a fost. Vă lăsăm cu acest cu dans. Un entertainer mult mai bun ca noi. Ca noi, exact. Și ne vedem data viitoare. Cred că am găsit un microfon, chiar îmi pare bine, rău. Nu, chiar unul care îmi pare rău. Adică, mă simt un pic prost, dar să răcit. Asta e, ai scuze. Asta cu să răcit, poate să fie. Ți-am luat 100 de lei, să răcit. Ți-am luat din portofel. Da, nu am nevoie. Ce să fac?